Dacă vă vorbesc de aici, știm cu toții ce se întâmplă. Dăm astăzi așadar drumul unui nou daily vlog, pentru că s-a confirmat, putem pleca și noi de Revelion unde ne-am propus, și anume în Poiana Brașov. Așa cum vă spuneam la momentul respectiv când v-am anunțat că urmează să plecăm, dar nu mai rețin. Cred că în vlogmas v-am zis da. Că în cazul în care se va întâmpla, o să filmez tot și o să vin așa ca un daily vlog, nu știu, Revelion la munte sau habar n-am. Însă, bineînțeles că sunt în întârziere și zic să facem două lucruri deodată, și anume o să-mi întind și o părul, doar ce l-am spălat și l-am lăsat să se usuce natural, cam așa arată el uscat natural, însă îmi place să îndrept un pic aici vârfurile. Bun, ca să vă pun la curent, este 29 decembrie, un ora 12:30, dacă nu mă înșel. Ești gata? Hai! Și urmează să plecăm în următoarea jumătate de oră către Poiana Brașov. Am decis să plecăm de astăzi pentru a nu prinde, gata, e gata, zice că e gata, pentru a nu prinde foarte aglomerat. Acum o să mă iertați, mă uit și în oglindă, pentru că sunt convinsă că pe 30 va pleca foarte multă lume, mă rog, din cei care au decis să-și petreacă Revelionul la munte, în zona de munte, pe Valea Prahovei mai exact, că știți ce se întâmplă. De fiecare sărbătoare, DN1 este aproape blocat. Așadar, am decis să plecăm de astăzi ca să ne asigurăm că nu stăm vreo 7 ore în trafic, așa cum am mai pățit. Cred că acum vreo 3 ani ne-am hotărât noi ca pe 2 ianuarie, deci după Revelion, să plecăm la schi. Și pe 2 ianuarie ne-am gândit că toată lumea se întoarce de la munte, însă nu, ce să vedeți, a avut această idee foarte multe alte persoane. Așadar, din București până în Brașov am făcut 7 ore. Yay! Și nu ne mai dorim acest lucru. Bun. O să stăm cazați în Poiana Brașov la Hotel Teleferic. Noi luasem de foarte mult timp Revelionul ăsta, cred că de prin vară. Da. Însă, la momentul respectiv, erau alte condiții. În sensul în care masa de Revelion se ținea într-adevăr în hotel, cum se va ține și acum, însă am fi avut parte de o formație și de petrecere și de dans și așa mai departe. Însă am primit un mail acum vreo 3 săptămâni, da, 3 săptămâni, cum că s-au schimbat condițiile. Și anume, cina de Revelion, în loc să înceapă la ora 9 și să se continue, mă rog, până când se decide lumea să se retragă, va începe la ora 7 și la ora 12 va fi un foc de artificii, iar după acel foc de artificii nu va mai putea reveni în cameră, la restaurant. Va trebui să mergem în cameră, așa că stingerea se va da de vreme. Apoi, nu, cum vă spuneam, nu avem formație, nu se va putea dansa, nu va fi muzică decât una ambientală. Acest hotel are și piscină, însă aceea va fi închisă, locurile de joacă închise și ele, din păcate, pentru că și Luca merge cu noi. Așa că, mă rog. Dar am zis că decât să stăm acasă, bineînțeles că am primit și un discount, nu foarte generos, însă am primit un discount. Dar am zis că decât să stăm acasă, e timpul să schimbăm și noi un pic peisajul și să vedem și alte lucruri în afară de orașul în care locuim, pentru că măcar să profităm să schiem. Asta e o speranță, sincer să vă zic, pentru că eu am păstrat legătura cu monitorul de schi al lui Luca, pentru că ia lecții de schi, și l-am tot întrebat, măi, e zăpadă, are rost, n-are rost, că dacă nici la schi nu puteam, chiar nu cred că avea rost. Și mi-a spus că acum vreo 2 zile a nins în Poiană, sus la Postăvaru, însă autoritățile nu declaraseră încă sezonul de schi deschis. Cu toate că în Predeal, Sinaia, Straja, știm cu toții de pe Instagram și alte platforme că se putea schia. Ei, în Poiană încă nu s-a dat drumul. Și mi spunea că speră că marți sau miercuri, adică azi sau mâine, vor declara într-un final autoritățile sezonul deschis. Așa că, da, sperăm că de mâine să putem schia. Bun, cam asta a fost de zis așa la început. Părul meu s-a îndreptat, vedeți. În cazul în care sunteți curioși, folosesc o placă de la Dyson. Cum îi spunea, doamne? Coral, parcă îi spunea, e fără fir, și ceea ce mă ajută foarte mult, pentru că vedeți că eu fac mai multe lucruri deodată. Las că mă uit și în ecran, mă uit și în obiectiv, mă uit și în oglindă. E foarte utilă și chiar nu mi se pare că agresează părul, însă dacă sunteți curioși, curioase de fapt, să aflați mai multe informații
despre această placă, produs și așa mai departe, o să mă asigur că o să includ eventual în rutină sau nu știu, vedem. Bun, hai să o închidem pentru că o să o iau la mine și nu o să mai micar și încărcătorul și atunci o să am nevoie de baterie. Bun, zic să pornim, că toată lumea mă așteaptă să stă după mine, soțul, copilul și așa mai departe. Hai să pornim la drum, să sperăm că nu o să avem parte de aglomerație și cred că o să ne vedem din Poiană, dacă nu se mai întâmplă ceva interesant. Hai la drum! Bună, mami! Bună. Ce faci? Bună. Fericit că ai apărut iar un vlog. Bună. Da, unde mergem? Bună. Și ce facem la munte? Și mai ce? Yeah. Așa, zi! Înger, îngerașul meu, ce uite, să avem zăpadă! Hai, ne vedem la munte, da? Ți și tu, pa! Bună! Ne plictisim în mașină și vreau să vă arătăm ce joc ne jucăm noi. Eu și cu tati spunem lui Luca numere de la mașină și el ne spune județele, dacă le știe. Ok, hai, dăm drumul? Da. Zi tati unul. Gv. Covasna. Mă. Mă? Da. Nu știu. Mă, nu știi? Maramureș. Aha, bravo. Pauză, că sună telefonul. Gata, am revenit. Cine era să zică? Tu ai zis mă, Maramureș. Bine, tati? Nătă. Bână. Bână. Te-am prins? Da. Bistrița Năsăud. Zi, tati. Isu. Iași. Bravo. Buză. Buză. Bătă. Botoșani. Sâvă. Suceava. Tâlă. Târ. Teleorman. Wow. Gâlă. Galați. Bravo, mami. Ia să mă mai gândesc. Dar stai să ne gândim toate la un mai greu. Câtă. După multă aglomerație. 4 ore, cred, lumina nu e cea mai bună. Ia să încercăm să mai aprindem o lumină. Ia.
Reușim? Hai, că parcă e mai bine, nu? Da, și a fost foarte multă aglomerație. Știți că vă ziceam eu la început că sperăm să nu facem foarte mult, ținând cont că plecăm pe 29 și nu pe 30, însă ce să vedeți, socotarea de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Așadar, să vă pun la curent. A fost foarte, foarte aglomerat, bineînțeles, din zona Comarnicului. Am făcut în total 4 ore, un drum care se făcea teoretic în 2 ore și un pic, însă nu mai contează pentru că am ajuns. Ne-am cazat, o să întorc imediat camera să vă arăt și mini-apartamentul în care stăm. Și venea și bunicul aici, doar că încă mai e pe drum. Vine, da, vine și bunicul, dar e pe drum. În plus, a plecat după noi. Da. A plecat după noi și cât am stat noi în coadă la Comarnic a ajuns. În fine, stăm la teleferic, așa cum v-am zis. O să încerc să vă filmez, dar mâine pe afară, ca să vedeți să vedeți mai bine cum arată hotelul, pentru că acum pe seară nu se văd decât niște luminițe și n-are rost. Adică cred că v-am arătat mai devreme când am ajuns. Așadar, programul pe seara asta nu mai este decât să mergem și noi să mâncăm ceva la restaurantul din hotel și cam atât. Nu știu dacă mai vorbim, dacă nu, o să ne auzim cu siguranță mâine. Însă acum întorc camera și vă arăt unde stăm cazați pentru următoarele 5 nopți, 6 nopți, nu mai știu. Anyway, luni ne întoarcem pe 4. Bun, vă pup și în caz că nu ne mai auzim astăzi, vă urez noapte bună și ne vedem mâine, în cazul vostru, imediat. Așadar, stăm aici la B306 și intrăm pe aici. Până, mami! Până! Aici, teoretic, era o canapea, însă a devenit patul lui Luca. Se vede. Închide ușa, tu te rog, că piuie ăla. Se vede că a devenit patul lui Luca. Ne-am oprit la o mezinărie și-a ales și el o revistă cu Lego. Și un squishy. Și un squishy. Aici va dormi el. Aici avem un birou. Cu ce avem ea? Telefon, fierbător de apă, mă rog, două pahare, pliante și așa mai departe. Și aici este camera lui mami și a lui tati. E micuț. Sincer, mă așteptam să fie mai mare, dar nu. Aici un scaunel. Și aici, în dreapta mea, este baia. Bineînțeles și eu. Și cu ocazia asta îmi vedeți și ținuta. Am training-ul ăla de la Zara. Știți că l-am în primul hol. Zara vi l-am arătat. Știți că mi-l prezentam eu așa, ca manechinele. Așa arată baia. Deci, fără deci. Și am zis să vă arăt acum, repede, până când nu devine un dezastru camera noastră. Un duș, o cadă, mă rog. Și de aici, din cameră, de fapt din ambele încăperi, se iese pe balcon. Avem un balcon drăguțel. O să vi-l arăt și pe ăla, dar tot așa probabil mâine, ca să vedeți mai bine. Aici informații, televizor și cam atât. Say bye bye, mami! Bye, la revedere! Neața! Ne-am trezit a doua zi și zic să vă mai pun un pic la curent cu ce s-a mai întâmplat. Aseară doar am fost la masă și atât, nu s-a mai întâmplat nimic. Am mâncat, am urcat în cameră și ne-am culcat. Am făcut nani pentru că toată lumea era obosită mai mult de nervii pe care am avut stând în coadă atâta timp. Însă, da, nu s-a mai întâmplat nimic important. Astăzi, în schimb, o să vă arăt și cum e afară, că v-am rămas la toare de aseară și cu balconul. O să mergem să facem o plimbare inițial pe jos, pentru că, din păcate, pentru schi încă nu este vreme. Astăzi aflăm dacă se deschid părțile superioare mâine sau poimâine. Ținem pumnii strânși să vedem. Totuși, poate reușim să schimbăm și să nu fi cărat echipamentul degeaba. Așa că urmează să coborâm la micul dejun, să facem o plimbare și apoi, pentru restul zilei, încă nu știu exact ce se va întâmpla. Hai să întorc camera să vă arăt balconul și noi o să ne auzim mai încolo. Din păcate, zăpadă deloc, absolut deloc. Sunt acolo, nu știu dacă vedeți, doamne, cât de frumos se vede aici. E puțină zăpadă pe vârful munților, dar cam atât. E cald. Deci este cald. Sunt vreo 9 grade, ceva de genul. Așa că da, nu știu dacă vom apuca de data asta să schiem, din păcate. Dacă nu, mai venim în februarie. Uite cât de frumos se văd. Hai că închid, că mai vorbește cineva deasupra mea.
Ne auzim mai încolo. Ia-ți-o, mam. Bună revenire. Unde mergem? La restaurant. Hai, apasă pe butonul. Vrem să apăpăm micul deja? Da. Ai dormit bine? Da. Pardon. Hai să vă arăt și cu ce m-am îmbrăcat azi. Am o pereche de colanți, tot așa, veche de la Zara, nu știu, să aibă vreo 3-4 ani și un plover. Și mergem la masă! Masă de dimineață! Știu că sunt răpitoare, sunt, zici că-s Michael Jackson. Dar vroiam să vă pun la curent cu ce s-a mai întâmplat. Și anume, am fost la micul dejun. Și vreau să vă povestesc cam cum decurg lucrurile. Există bufet suedez, însă nu poți pune tu mâna pe mâncare. Ești servit de persoanele de acolo. Este un panou din acela de plexiglas și te servesc ei. Spui ce vrei și te servesc ei. Inclusiv la mezeluri și la tot ceea ce înainte ne puneam singuri pe farfurie. Însă da, ne adaptăm. Asta e, trebuie să ne supunem regulilor pentru a putea măcar ieși așa un pic din casă. Să nu stăm numai acolo, să mai schimbăm un pic peisajul. Acum, am ieșit la o plimbare. Vrem să vedem ce mai e prin centru, pe aici, prin Poiana, pentru că poate nu mulți știu, dar telefericul e aproape de pârtie. Așa că mergem spre centru să vedem care mai e treaba prin Poiana. La revedere! Mă duc în față! Da, ne plimbăm. Dacă de schiat nu se poate, ne plimbăm. E un pic dezolant, așa, sincer să vă spun, să nu vezi zăpadă în decembrie la munte, însă ne bucurăm cum putem de Poiana. Suntem deja în pat, așadar este momentul să facem încheierea pe ziua de astăzi, 30 decembrie. Doamne, mâine e 31 și nu vine să cred că e Revelionul și se schimbă odată anul ăsta mirific. Însă, hai să o luăm de unde am rămas și anume, cred că am vorbit ultima oară cu voi atunci când am fost la plimbare. La plimbare ce am făcut? Am fost prin centru Poianei, ați văzut câteva cadre dacă nu mă înșel, după care am avut treabă la o pensiune. M-a speriat un câine. A, da, povestește, mami, te rog. Deci, eram pe o străduță care urca așa un pic pe munte, însă dintr-o curte a ieșit un câine. Era foarte mare. Era ceva, asemenea cu un San Bernard. Nu era San Bernard, era negru, dar mare. Și acum te las pe tine, mami, să povestești. M-a speriat rău de tot. A ieșit din curte, dar el venea să se joace. Și eu și soțul meu am țipat la Luca să nu alerge, că începuse să se sperie și începuse să alerge. Și atunci câinele automat a venit spre el, dar în joacă. Însă câinele fiind probabil mai înalt și decât mine, dacă se ridica în două labe, Luca a și alunecat, a căzut și s-a speriat tare mult, atât de tare încât a început să plângă fraierul de el. Da, m-a speriat rău de tot. Da. Asta a fost aventura lui Luca pe ziua de azi cu acest câine. Însă, după ce am rezolvat... Bine că atunci când am venit înapoi pe drum, n-am văzut câinele, dar am văzut alt câine, Golden Retriever. Da, am găsit un Golden Retriever pe stradă, știți că v-am mai zis eu că îmi doresc tare mult un Golden Retriever și uite că pe stradă a apărut unul, tot așa ieșit dintr-o curte, însă foarte drăguț, pe acela l-am îngâiat și, mă rog, încercăm să depășim momentul acela, mă rog, sperietura aia. După ce am rezolvat la pensiune, am mai stat un pic prin centru Poianei, am băut noi adulți un vin fiert, Luca a băut o ciocolată caldă și am mâncat chiortoș. Chiortoș, cu ce ți-ai luat chiortoș? Cu nucă de cocos. Cu nucă de cocos. Din Africa. Chiar așa. Apoi am încheiat plimbarea și ne-am întors la hotel unde am mâncat prânzul.
O supă, de fapt. Eu am mâncat o supă alfabet. Da, toți din familie au mâncat o supă, eu am mâncat o ciorbă singură, care n-am fost în trend, să zic așa. Eu maica la Moldova, cu ciorbe, nene. Apoi, după prânz, am urcat în cameră. Totul a fost așa pe relax, de aia nici n-am filmat foarte mult. Luca s-a mai jucat pe aici prin cameră, s-a mai dus prin cameră pe la bunicu. După care am coborât la cină. Acum, bănuiesc că deja v-ați dat seama până acum că nu prea filmez în restaurant, pentru că lumea e un pic reticentă. Se poartă mască, regulile sunt foarte bine respectate și nu vreau să deranjez pe nimeni cu telefonul filmând și punând persoanele în ipostaze neplăcute. Oricum nu sunt prea multe de văzut pentru că na, e un restaurant, lumea își comandă sau își ia de la bufet și așa mai departe. Chiar nu vreau să fiu inoportună. Așa că restaurantul nu prea o să-l vedeți. Poate dacă o să plecăm la un moment dat când nu mai e lume, o să filmez așa un cadru ca să vă faceți o idee despre cum arată. A, sau mâine că e Revelionul, poate o să reușesc să filmez un pic. Și acum ne-am întors în cameră și ne pregătim de culcare pentru că este foarte târziu. Cred că e trecut de 12? Nu știu. Nu știu. Mamă, ce poziție avem, sunt fenomenală. Însă, mai am și o clamă care mă deranjează pe aici pe la spate. Însă, da, cam asta... Mă doare și mâina. Mâina, ce am zis? Mă doare mâina? Da. Da, mă doare și mâna de la aparat. Însă, cred că v-am pus la curent cam cu toate activitățile noastre de astăzi. Luca deja și-a luat cartea de citit ca să adormă mai repede. Ce citești, mami? Olivia se pregătește de Crăciun. Ne arăți cartea? Sunt aici în patul lui Luca, sunt această mică intrusă. Și ieri... Am citit altceva. Da, ieri a citit, cum se numea cartea de ieri? Cum a fărat Grinch Crăciunul. Da, a primit-o de la moșul care a venit la bunicu. Moș Crăciun, numai Nicolae. Da. Bun, acestea fiind zise, ne culcăm pentru ca mâine să fim odihniți. Cât de odihniți se poate, ținând cont că e trecut de 12, adică e deja 31, practic. N-avem nimic în plan pentru mâine, în continuare nu este zăpadă. Încă așteptăm ca autoritățile să dea verdictul că s-a deschis sezonul de schi, măcar pe partea superioară a pârtiei. Vedem ce se întâmplă mâine. Dacă nu, am zis că măcar să urcăm cu gondola până la Postăvaru să vedem care e situația pe acolo. Până una alta, noi vă urăm noapte bună! Noapte bună! Și ne vedem mâine! Bye! Bye! Neața. Gata, e 31. E ultima zi din an. Vă dați seama. Am luat micul dejun și acum ne pregătim să urcăm pe munte, să vedem, găsim și noi niște zăpadă. Să vedem, suntem echipați de schi. Ne-am pregătit și mergem în căutarea zăpezii. Bună, mam. Bună. Unde mergem? Pe munte. Să căutăm zăpadă. Yay, hai! Bună, mam! Bună! Începe plimbarea? Da! Zăpadă, bă, nu e pic. Un grămișor. Nu? Ați găsit zăpada? Da! Ochelare. Dar nu se vă. Nici eu nu mi-am luat, dar pentru că mi se abura ce la masă.
doar că este foarte, foarte cald. Noi ne-am îmbrăcat de schi, să murim, dacă mai bine să nu vin fier, cum bea domnul. Ia să vedem cum se vede de aici. Foarte frumos. Măcar ne bucurăm de priveliște dacă deschid, nu? Asta e venim în februarie. Uitați cât de frumos se văd munții aici. Așa. Hai, ursule! Tati, tu ești pregătit să-l prinzi? Da. Hai! Nu, Luca, dă-te așa, acolo. Sus, sus, sus! Așa, hai! Stai așa, stai așa! Cum a fost, mam? Gata, chiar destul. Mergem să bem un vin fiert sau ciocolată caldă, după caz. Vedem. Luca e înainte cu tati. Sunt însetați. Bine, nu știu care e mai însetat decât ei, dintre ei. Hai să ne aburim măștile. Vă place freza mea? Nici mie. Dar abia am ieșit din duș și mi-am făcut o programare la coafor pentru că am zis așa, bă, e ultima zi din an, oricum am avut un an de tot, da? Și zic, ia să mă duc eu să mă răsfăț, să mă spele doamnele acestea minunate pe cap și să-mi facă și mie părul. Adică să mi-l întindă cu placa, că mai mult de atât nu îi fac, nu m-aș risca la bucle pentru că nu știu cum le reușește doamnelor de aici, pentru că majoritatea angajaților din acest hotel sunt din Filipine. Ori, mă rog, nu că ar conta că din Filipine sau din România, nu prea știu stilul lor de a face bucle și atunci am zis să nu mă hazardez și să doar să mi-l întindă cu placa. Pentru că știți foarte bine că oricum asta aveam în plan, ținând cont că mi-am luat placa de acasă. Însă, este ora 5:25, la 5:15 trebuie să fiu la coafor. Mi-am făcut așa rapid un duș. Din păcate nu mai am timp să dorm, nu sunt prea obosită că n-am schiat doar ce ne-am dat pe acolo pe derdelușul ăla. Mă duc la coafor, după care vin în cameră și începem să ne pregătim, pentru că cina festivă începe undeva la 6, am zis hai să nu ne ducem totuși primii, să fim acolo pe la 6:30. Așadar, vin, mă machiez, mă îmbrac și coborâm și începem marea noastră petrecere de revelion, în care va trebui să stăm numai jos la masă, în afara timpului în care mergem să ne luăm de mâncare, pentru că din ce am înțeles este bufet. Și va trebui totuși să ne ridicăm să ne luăm de mâncare, însă la dans, nu se poate. Îmi place foarte mult totuși la hotelul ăsta că regulile chiar sunt respectate cu strictețe. Cred că v-am mai zis chestia asta, însă o să insist, pentru că am fost în multe alte locații și lumea nu prea respecta regulile și cred că trebuie să înțelegem odată și pentru totdeauna că pentru a avea un pic de libertate de mișcare trebuie totuși să respectăm aceste reguli. Nu e un sfârșit de țară că trebuie să porți o mască, mă rog, că trebuie să te dezinfectezi, e bine și pentru tine și pentru cei din jur. Așadar, mă bucur că se respectă regulile. Cum vă spuneam, în hotel nimeni nu circulă fără mască, indiferent. Eram în restaurant și am ieșit cu soțul afară puțin, cred că înțelegeți cu toții de ce, și efectiv de la masa noastră până la ieșirea pe terasă erau 3 metri, cred, ceva de genul. Și efectiv ne-am ridicat de la masă și am uitat să ne punem masca. Și imediat a venit cineva și ne-a spus și zic, ok, da, gata. Mea culpa, îmi pun masca. Deci, chiar și pentru 3 metri, ei sunt cu ochii pe tine și te fac să porți masca. Ceea ce mi se pare perfect normal, ținând cont de vremurile actuale. Și eu cred că un purtat de mască ne poate aduce anumite beneficii pe viitor și anume să putem și noi să călătorim într-un final. Bun, hai că nu vreau să devin așa foarte
nu știu, să vă dau vouă lecții sau că nu despre asta e vorba, să menținem totuși acest vlog într-o notă funny, merg să-mi fac freza, să renunț la acest palmier dubios care e de fapt pus pe de-andoasele, însă nu contează, că ia să vedeți, vă iau eu cu mine și sunt tare curioasă să vedem ce iese din mâna doamnelor din Filipine. Minute până în 2021 și o să profit așa de ultimile momente de liniște înainte de a intra în noul an pentru a vă ura un sincer și călduros la mulți ani. Să avem parte de un an mai bun decât cel din, pe care îl lăsăm în urmă, 2020. Să fim fericiți împreună unii cu alții, așa cum vă spuneam și la Crăciun, să putem să ne îmbrățișăm, să ne bucurăm de prezența unuia celuilalt și să putem să călătorim. Pentru că v-am mai spus eu, călătorile sunt balsam pentru suflet. O să filmez artificiile pe care le avem aici la hotel. Cina, mă rog, am avut o formație, două cred, dar au cântat așa muzică ambientală, a fost și un pic de populară, dar n-am avut voie să ne lansăm. Am făcut așa un blues cu soțul meu de pe canapea, foarte amuzant. Ne mulțumim cu ce avem și cred că asta e o lecție importantă din 2020, să învățăm să ne mulțumim și cu mai puțin, pentru că nu se știe niciodată. Bun, așadar, vine 2021, vă urez, cum vă spuneam și mai devreme, un an minunat, îmbelșugat, cu sănătate, că asta e cel mai important. Și acum vă las cu artificiile, abia aștept să ne revedem data viitoare când sper să reintrăm în normal cu programul. La mulți ani!